ce făceați de Crăciun în Africa? Bine, ei nu erau mai departe decât noi de temperatura din Palestina din momentul Crăciunului. Pentru că știe multe despre orice și pentru că nu te saturi să-l asculți. 1 decembrie nu este o dată care să reprezinte ceva, după părerea mea. Și să-i dai dreptate. Când eram eu copil, cam jumătate din persoanele de vârsta mea aveau nume în Escu. Acum, printre cei 500 de studenți, am avut numai 7% în Escu. Ceea ce înseamnă că s-a schimbat complet pătura conducătoare. Ce s-a întâmplat cu Ionești și Popești? Au plecat în străinătate. Aplaudă-l pe Neagu Giuvara. Ediție Eveniment. Suntem din nou împreună. Garantat 100%. Duminică la TVR1.